și bine ați revenit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Astea sunt minunile de copii, sunt acestea. Rămânem aici. Da, dragilor, să nu uitați să dați like și share. Recordați-vă de dare like, de dare un like, un share. Așa. A la noastră lecție de oggi. Și acum să începem. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Vi voglio domandare una cosa. Pe un caiet. Pe una caiet. Su un quaderno. Plus due stilouri. Un quaderno più due di viru. Dăm o sumă de... Profesor, trebuie închis... Pagheamo. Da, trebuie să-l închidem. Da. Hai să-l închidem. Dobbiamo o chiudere. Da, pare că vine și o chestie. Cei care au de matematică ne puteați de fundul. Abbiamo cominciato la lezione di matematica con un po' di vento. Ei bine, să zicem că dăm o sumă de 42 lei. Paghiamo 42 lei. Noemi, cât vom da pe două caiete și patru stilouri? Quanto pagheremo su due li, su due quaderni e quattro biro? Deci pe un caiet și două stilouri dăm 42 de lei. Pe două caiete și pe patru stilouri cât vom da? Cât vom da? Dacă pe un caiet și două stilouri dăm 42, pe două caiete și patru stilouri? Două caiete și patru stilouri vom da suma de... Deci pe două caiete și două stilouri dăm 42 lei și pe două caiete și patru stilouri. Se un quaderno e due biru costa 42 lei, quanto costa due quaderni e quattro biru? Che conta? Deci, atenție, atenție. Pe un singur caiet, două stilouri dăm 42 de lei. Da. Pe două caiete și patru stilouri. Încă un caiet și încă două stilouri. Adică, da. Cât vom da în condițiile astea? 84 de lei. Excelent. 84 lei. Asta e. Parcă am mulțit cu 2 toată egalitatea asta, da? Deci am dublat. Dar pe 3 caiete și 6 stilouri. Ori 3. Păi asta era bine. Plicheamă pe 3. 126. Am mulțit cu 3. 126 lei. Deci, atenție, ce întrebare faină v-am pus, dar la moment dat nu erați așa foarte categoric, nu erați atenți, n-ați fost atenți. No. Dar noi mi-am salvat. Atenție, niente. Ricky, n-ai fost atent, asta e. Deci, încă o dată, pe 5 caiete și 10 stilouri cât voi da? 5 quaderni e 10 biru. Da? De 5 ori, practic, da? Da. E bine. Da, greșit. Păi 42 per 5. Da? 5 ori 4, 20. 210. 210. Ei bine, ce ați înțeles aici? Că mulțim cu 2, cu 3 sau cu 5 toată relația. Și în stânga și în dreapta. Aveți capito că multiplicando per 2, per 3, per 4, per 5 și în partea stângă și în partea dreaptă. Și a sinistra che a destra dobbiamo moltiplicare per... Asta e foarte importante. E molto importante questa... Da? Bun. Acum, iată, pe două caiete și
un caiet și două stilouri, l-am dat 42, da? Da. Pe două caiete, doi quaderni și cinci stilouri e cinque biru. Da, pe două caiete și cinci stilouri dăm, să spunem, 100? De ce? Păi, pentru că i-am amostrat că când ați dat aici prima variantă, aici au și 2 și ar veni 4, iar și 2. Și 4 minus 2 era diferența de 2. Deci, tu sesizezi că acum eu pun în evidență un stilou. Nu? Față de cei ce am înțeles în alte cu 2. Acum pun 5 stilouri, nu mai las 4. Ceea ce ar însemna că pe 2 caiete și 5 stilouri... Trebuie să dăm mai mult de 84 de lei. Are cât e 84 lei? 100. Hai să ne fixăm un preț. Dobbiamo fixare un prezzo. 126, dice Ricky. De ce zici tu, Ricky, 126? Perché, Ricky? 126? Pentru că diferența dintre 5 kg și 2 caiete este de 3. Perché diferența tra, tra i biru e i quaderni è di 3. Te întreb, aș putea să spun pe 2 caiete și 5 stilouri 120 și cât ai spus tu, nu? 86. Nu 86. 87. Nu, 86. Tu zici 87. De ce te-ai luat de 7? Deoarece 87. Când era înainte 4 stilouri, era 84 și am mai pus încă 3 diferența dintre ele. Ca și cum pe un stilou ai dat 3 lei. Da. Da? Și 87. Iată că ea prinde bine ideea. Când Ricky a spus 120 și nu știu cât. Când Ricky a dat 126. Parcă ar fi mulțit aici cu 3. A fatto lì per 42 ori 3. Per 3. Da. A multiplicat-o și depășea cu mult ceea ce am spus eu, 2 caiete. Tu atunci ziceai 3 caiete și 6 stilouri și de aceea depășea și cu mult chestia asta. Deci nu poate să fie logic așa. Poi este, cum a zis Ricky, e 87. 87, cum a zis Noemi. 87. E bine, întrebarea mea, la mia domanda este e... acum, cât costă un caiet și cât costă un stilou? Quanto costa un quaderno e quanto costa un biro? Una pena. Perché se aflăm, sigur că... Abbiamo... Da. Deci un caiet și două stilouri costă 42, iar două caiete și 5 stilouri costă 87 de lei. Supun că are legătură cu cine ați spus acum, nu? Sigur, acum văd. Hai să vedem, fi foarte frumoasă problema. Da? Dacă ați spus o asemănare și aș spus, de exemplu, aici tot două stilouri sau aici un caiet, poate că știu. Eu zic că un stilou costă 3 lei. Una pena costă 3 lei. Așa ai gândit tu. Da. În culise. Dar eu vreau să privim acum și să le spunem tuturor. Vogliamo vedere, dire a tutti quanti. Am mai făcut din asta într-o supoartă. Am mai făcut dici așa. Că abbiamo fatto ancora. Da. Dar hai să, acum, concret. Ma andiamo a vedere dacă se ti ricordi ancora. Da, și cât costă un stilou. Păi dacă eu zic că o am zis înainte, dacă e adevărat că un stilou costă 3 lei, am putea să... Nu facem probă. Mergem bărăt? Pur și simplu. Nu putem face. Cum face voi să ajungem de la un caiet la două caiete? Ce aș putea face cu relația de sus? Cosa putem face cu quella relazione di sopra? Per scoprire quanto costa un quaderno è una pena. Ca să ajungi la două caiete. Per arrivare a due quaderni. Am cu doi. Cu
2. A, acum am făcut alu și trebuie să păi le-ați făcut 2. Sigur că da, eu v-am pregătit. Avem amplificare per 2. Deci ai încetat să mulțim cu 2. Da. Amplificare cu 2. Și noua situație va fi următoarea. Va fi 2 caliente. 2 quaderni. Plus 4 stilouri. Plus 4 egal cu 84 de lei. 4 pena. Egal cu 84 de lei. Da. Iar 2 caiete. Egal 84 lei. 2 caiete plus 5 stilouri. Egal 87 de lei. Da. Egal cu 87 de lei. Da. Și acum se vede că... Ce înseamnă că un stilou costă 3 lei. Așa că lei. E aici cu un stilou în plus. Deci am făcut bine cu un stilou. Una pena da, indiu. Da. Am vrut să vedem. Asta a fost poanta, să mulțim pe asta 4 cu 2. Abbiamo multiplicato per 2 la prima relazione. Ca să vedem că diferența e dată de un singur stilou. Per vedere la differenza della pena. Care înseamnă 87 minus 84 87 și facem 3 lei. Meno 84. Da. Un stilou, 3 lei. E una pena vuol dire che costa 3 lei. Și acum, dacă știm că un stilou costă 3 lei, cât vor costa două stilouri? Deci, să sappiamo că una pena costă 3 lei. Deci, acum, un caiet. Plus 6 lei. Da, plus 6 lei. Egal cu 42, nu? Da. Deci, vreau să-mi spun ceva. 42. Cât costă un caiet? Păi nu. Păi la asta, da? Un quadern, vuol dire che costa? 42 meno 6. Ai, cum se costă atât de mult? 36. Un caiet mai special. Un quadern special. Da? 36 de lei. Da. Că ai dat 87, că dacă îmi dădeai mai mult aici, schimbam datele probleme, da. Probabil, da? Puteai să dai aici 100, da? Poteva atunci, costare lì 100, allora cambiava... Costa cu... mai mult și caietul scădea în preț. Dar tu mi-ai dat 87, aveți cu mâna ta. Ca să o facem mai aproape de adevăr, hai să modificăm. 2 caiete de 5 stilouri se costă cât? 80 de lei. Nu, mai mic. Altă e mai mic, nu? Deci să fie un număr mai mic. Dar nevoie să fie mai mic decât de 84. 84, da. N-are voie să fie. Deci 80 și... Pichii creta, 85. Păi atunci stiloul faci un singur leu. Și ai făcut treaba destul din curcată. Eu am zis să ne apropiem de adevăr. Atunci, deci la 126. 126, zici. Deci, dacă spui 50 de lei, 100, gata, 100. 2 caiete și 4 stilouri costă 84. 50 de lei se poate? 5, 55 stilouri? Nu. 126 atunci. Nu se poate. Nu se poate. Deci? Două, cât se punem aici? 126. 126 lei, da? Lei. Hai să vedem. Vediamo, tu adesso adesso cambiando. Ok, da, amplificăm cu 2. Multiplichiamo la prima relazione sì, con 2. Două caiete cu 2 quaderni. Stilouri. Da. Egal cu 4 pene. 4 lei. Egal cu 4 de și? 84. 84 lei. 84 lei. Și 2 caiete e 2 quaderni più 5 pene. Stilouri. Egal cu 126 lei. Da. Lei. E și am acum se vede că avem un stilou în plus aici, da. Nu? Da. C'è un, deci una un pena in più. Costa? Una pena costa 126, 126 meno 84. Vine 2 45. 120 no. Bene, 126 meno 126 meno 84. Da, 42. 42, da? Un singur stilou costa 42. 42 lei. Una pena. Păi, tu ai dat problema, așa facem. Eu știu că poate fi, tu ai creat. 42. Dacă un stilou costă 42. Se atunci, una pena două stilouri cât va costa? 42. Allora, quanto costerà due? Două stilouri și cu un caiet costă 42 de lei. Cum să fie un singur stilou 42? Deci ai dat problema greșit, 126. Allora vuol dire che hai sbagliato lì a dirmi che costa 126. Da? Da.
Deci, vezi ce e făcut aici? Trebuie cu un număr 4, cu 4, cu 6, cu... Păi și așa e număr 4? Nu, să-l amplifici cu număr 4. Adică... Să mulțim acolo cu... Trebuie am un multiplicare cu numărul... Deci, de unde începând? De la 80, de la 84 în sus, dar nici într-un caz 126. 100, deve essere più grande 100, di 84, da? Ma non 126. Pune, ho pus varianta 100, da? Vediamo 100. Un po' se facciamo costare 10, 100 lei. Vediamo un po'. Ci dicem acum 100, da? Aici. 100. Ah, suntem atenți? 100 meno 84. Hai să vedem, acum mă ajuți. Deci două caiete și patru stilor costă 84. Due quaderni e 4 pene costa 84. E due quaderni più 5 pene costa 100 lei. Deci, 16 lei. Da. Și două una, vuol dire che una pena costa 16 lei. Două stilouri. Due pene costa 16 per 2 32 300 no, ha detto 300 ha detto 300 invece di 32 2 di lower e due pene costa 32 lei. Și acum, dacă înlocuim, înseamnă că un caiet plus 32, noi e meteor să mă ajuți. Plus 32. Un caiet plus 32. Scrie tu, egal cu cât? Cu? Egal cu 42. 42. Deci, un caiet egal 10. Un quaderno più 32 costa 42. Și atunci, de acolo rezultă că un caiet? 10. Ai, că tu scrie așa de mic, nu se nu va de nimeni. Un caiet, da, egal cu un quaderno. 42 lei. Acum putem să luăm că albinele sunt intrat înăuntru din cauza că au bătut vântul și ele sunt... Sunt un po' di vento, allora le api. Sunt intrate dentro. Și observăm cum caiet costă cât? 42 de lei? Nu, 42 meno 32. Egal cu 10. Un caiet costa 10 lei. 10 lei. Dar cum te-ai gândit tu la 100? Aia, asta e problema. Ce, la ce numere le putem gândi ca să aibă rost problema? La numere frumos. Oricum. Gata, știu, dobbiamo pensare. Numere mai mici de... mai mici. Adică mai mici de cuprinse între 101 și 84. Deci ai găsit că maxim ar fi 101, nu? Nu, adică am descoperit, adică mai mici decât 101. Mai mici decât 101. Bun, lasă-te. Dar 102 n-ar fi bine? Ba da! Hai să luăm cu 102. O pot face eu? Vedeam un po' se va bine anche cu 102. Ia să vedem ce s-ar întâmpla în condițiile astea. 102, modificăm aici 102. Vedeam lui 102. Da. Se ștergem aici pentru că e limpede acum diferența cât este. Mai este de dintre 102 și 84. Deci 102 minus 84. 102 minus 84. Minus 84. Egal cu? Scrie aici? Da. Deci, mai zici 4 din 10, meteria care e tu, 4 da. Din 10, 6, și cu 2, 8. Și acolo 9 minus 8. 9 minus 8, 18, da? Da. Un stilou costă... Una pena costă 18 lei. 2 stilouri. Deci 2 stilouri. 2 pene costă 18 pe 2. 18 mulți cu 2. Știi că nu-mi place... Da. Punct, da? Sigur punctul. Ah, învățăm. Ori 2 este egal cu 36. 36. Și atunci, un caiet plus 36, deci un caiet. Un quaderno più... Plus 36. Fa... Egal cu... 42. 42.
un singur caiet. Un quadern. 42 meno 36. 36 egal cu? Caiet egal cu? Da. 6 din 12. 6. Nu, e 6 aici. Da, 6. Și? Aici nimic, dar aici le-am încă o dată. Așa, 6 lei. Cu aderna e 6 lei. Deci, iată că problema are rost. Și cu 102. Întrebarea este până când pot urca? Pă, 110, nu mai avem voie. 110, l-ai zis la întâmplare. Da. Merge cu... Știu eu. Adică nu mai avem voie. Adică nu știu dacă știu. Nu, să nu știi cura să-i cozi. 110, nu mai avem voie să depășim 110. De ce? Una încercare. Ah, bun, încercăm. 110 punem atunci, da? Eu mă gândesc puțin de ce. Da? Deci, da. Să găsești ideea, că să vezi până unde te poți duce maxim, da? Până dove puoi arrivare. Tu te rog să faci. Deci, aici punem pe 110. Da. Fără socoteala, deci un kilo va fi 110 minus 84. Și egal cu? 26. Asta e un singur stilou, dar noi aici avem o problemă, două stilouri. Deci n-avem 100 stilouri. Deci e prea mult, deci e... 108! Deci n-avem voie. 108! Deci 110 nu merge, nu? 108! Deci te grăbește cum putem afla. 110 e troppo. Cum ne putem trova? Dacă... Deci 110 e prea mult, 108 încercăm. Dacă, profesor, dacă am venit două stilouri, 52 de lei, și... Ar depăși pe 42. Da. Deci, când facem dublu... Adică, știu că era ceva în care scădeam aici și scădeam și de numărul ăla și aflam. Nu știu cum era... Hai, Noemi! Uite, 108! Tu zici că 108. Hai să vedem că 108. Noemi, deci vedem 108. Hai să vedem, 108. 108, deci da. 108 minus... 84. 108 minus 84. Dar impresia că e greșit aici la scăderea asta. Era 110. Da, era 110. Da, minus 84 cât face? 26? 30. Ia să vezi tu, e bine așa, 184 minus păi, 4 dacă... din 10. Da, nu, am făcut 100 minus 84 venea 16 și cum că 10 e 26. Ai făcut bine, da? Și ajunge două ori, depășea capacitate. Da. Deci să coborăm la 108, cum mă spuneam mai devreme, și atunci vine cât? 108? Minus 84. Da, egal cu? Era cu 16 și cu 8, 20. Vinuța care e de târcoale. Prima dată a venit un buzoi. Că l-a stătea liniștit de asta. Așa. Aceea, să nu-ți facă ție vreo figură. Da, ziceți? Ia să pui cu asta. Acum a început. Da, ia. Da, te-a observat așa acolo la negru și spune... Stăteam prea relaxată. Ce una pe da? Că mi bole... 24, da. 24. 24. Ori 2. 24. Ori 2. 24 per 2. Depășește. 48. Deci 106, știu eu. Deci, pe cuvântul meu. Ia să vedem dacă 106. 106. Deci să-i confac eu. Da, care ar fi limita maximă? Da. Dar cum? Dumneavoastră știți cum să facem? Mă ajutați voi că nu știu. Cred că știu. Nu. Deci, înainte să facem asta, aveam în total, cât am spus că aveam în total? 42. Nu. Când am încercat eu cu 110, cât era aici totalul? Parcă 26. Da, 26. Deci,
S-a scăzut 2. Și mai scade 2. În continuu, nu? Da. Deci, dacă se scade 2 în continuu, când vine 106, vine 22, nu? Și e bine. Nu, 22 și vine 44. Și tot depășește. Da. Atunci, dacă am merge la 104, 54. Ar veni 20. Și e bun. 20 ar fi bun, adică 40. Ne-am gata. 20 ori 2, 40. Și se rămâne până la 42, da? Da. În concluzie, tu trebuie să ai jumătatea cel puțin aici, nu? Garantul devii avere la meta. Am spus că era 4. Tu cu 104 vrei, da, acum, da? Da. Și atunci, 104, la scădere, 104 minus 84. 104 minus 84. 20. 200 lor va costa. Bene, costa 40 lei. 40 lei. Și atunci? Allora, un caiet e 2 lei. Un caiet este 2 lei. Allora un quaderno costa 2 lei. Lei. Pentru că 200 lor fac 40 deci am încape problema. Deci practic te duci până la 104, maxim da. 104. Da. Dar poate să fie și 100, 105, 105, 105, da. Păi, numai 5. Dar de ce 105? 105 minus 105, 84. 105 minus 84. 105 minus 84. Nu e mic. Cu 5? Gențile noastre sunt acolo, să nu se ude. Da, gențile au rămas acolo pe iarbă. Dar cred că le vede... Le vede Gabi? Da, să văd dacă le-a văzut. Mama, plouă. Hai, că fug și eu, să fac o plimbare floare. Mai, Vicky! 21, e bun. 21 ori 2? Adică vedem. 21 ori 2? 1 per 2? 22, că nu-i bun. Cum 21 ori 2? 42. Da, păi, exact. Dar de ce să nu m-ați lăsat singur aici? Nu l-am lăsat în profesorul parlat de solo. Așa. A fost grafa. Da. Uite. Ai adus? Nu, le-a luat. Le-a luat, ok. Da, profu, am o întrebare. Arbinele, dacă... Și dacă ar fi lăsat, hai să terminăm problema. Dacă am lăsat cu 421 ori, fac 42 și un caiet cât ar costa? 1 pe 2... 0 lei! 40... Se la dau gratis. Nu, 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 nu. Limita maximă m-a interesat. Limita maximă. 105. Vol dire că maxim este 105. 105. Deci, minim este 104. E minim. Asta. Deci, întrebarea este ce număr se folosește aici? La domanda e quale numero de maxim 105. Maxima e 105. Și minim? E la minima. Și minim stați la minim 84, dar în cer 84. Dar în voi este dublu lui e 42 fiind 84. Deci într-adevăr 84 ca atunci stilou ar fi de 0 lei, nu da. Diferența. În concluzie, aici punem un număr X. X acesta fiind cuprins între cine? Cele două numere? 84, a spus. E 105. Dar era 105 și 105 maxim. E maxim. Da. Și ăsta cel minim e 84. Deci punem un număr între 84 și 105. 84, baia este în natură. Natură. Te alegi unde vrei. Deci oriunde vrei tu te duci, n-avem de ales. În toate direcțiile poți să mergi. Și am o întrebare. Dacă călătorul de apă pe albie, ele mai pot zbura pentru că nu se aud aripioarele? Dar fiindcă bat din aripioare, chiar și în timp ce plouă, pot să zboare. Da? Da? Nu pot. Picătura de apă nu stă pe albinuță, pe aripioare. Pe piele se... Da? Pot zbura. O secundă. Te rog, da. Desenează-mi un pătrat. Vreau să desenez orice altceva, dar nu mai pătrat sau triunghi, nu. Da, e vrut, e.
Asta ai vrut, asta ai. Cam e design de un quadru. N-am făcut un quadru. Quadru. Nu știu dacă e egal. Da? Ce trebuie să întâmple la un părțat? Să nu fie cu laturile egale. Să fie toate laturile egale. Da. Nu, să nu fie cu ele egale. Să fie cu toate laturile egale. Să nu oale, nu oale. Așa. Deci, așa un pătrat. Așa arată un pătrat. Te rog acum câteva întrebări. Iartă-mă că trebuie să spun câteva întrebări. Vino în face, vino în face. Un pătrat, ce are? Care sunt lucrurile importante la un pătrat care trebuie să le ținem? Are toate datorii legale. Sunt ale cozii importante del pătrat. Unghiul. Unghiul. Are numai unghiuri echilate, nu no. Echilate ale... Unghiul de 90 de grade. Așa. Așa, de 90 de grade. Unghiul de 90 de grade. Deci, la un pătrat, ce putem spune, Ricky, vino cu ce am început desene. Noemi, Noemi fac desene foarte tare. Noemi voleva fare dei disegni, allora il professore li ha dato. Are laturi legale, unghiuri de 90 de grade. Toate unghiurile pătratului sunt de 90 de grade. Laturile sunt... Egale. Opuse. Deci laturile opuse sunt paralele. Ori de la lungi, nu se întâlnesc niciodată. Da. Opoziții sunt paralele. Da. Și are 1, 2, 3, 4 axele simetrie. Sau mai multe? Wow, vorbești de axe simetrie. Ce înseamnă axe simetrie? Așa. Dacă doim după acolo, se suprapun, da? După așa. Bine, jumătate. Da, 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 a doua axe simetrie. Asta. Așa este. Și cealaltă. Perfect! Patru axe de simetrie. Și tu vrei patru axe de simetrie. Asta e. Deci patru axe de simetrie ai zis foarte bine. Și aceea, sigur că da. Și cealaltă. Corect. Foarte bine. Ce aș mai putea spune la un, la un pătrat? Ce lucru? Ce să mai rețin la un pătrat? Că este un poligon. Este un poligon, dar cum sunt acestea? Cum se numesc așa? Axele simetrice. Axele simetrice sunt diagonale. Da. Diagonale sunt egale într-un sunt pătrat. Iguale. Da. Da? Da. Deci, hai să recapitulăm despre pătrat. Ce lucruri minunate. Deci, are unghiuri de 90 de grade. Toate unghiurile de 90 de grade. Toate unghiurile de 90 de grade. Tutti angoli după... sunt 90, 90 grade. Are 4 axe de simetrie. Are 4 axe. Diagonalele sunt egale. Și laturile opuse paralele. Paralele. Două câte două, paralele. Și asta două. Și laturile opuse paralele și egale, și egale. Și toate egale. Chiar sunt egale între ele, da? Da? Aceste lucruri. Bun, mi-am făcut. Hai să te rog să desenez. Este o formă geometrică. Tu, putem face un trapez, trapez drept. Trapez drept. Face un pătrat, cum se zice? Nu. Elicoidal, nu știu. Nu. Uite așa. Formă... cum? Așa, cum? Dar hai să încercăm cu planul. Vreau mai întâi... Un dreptunghi. Trebuie strept. Un dreptunghi să facem. Mai întâi un dreptunghi. E un dreptunghi. Așa. Deci, are unghiul de 90 grade. A, B, C, D. Da. Așa. Deci, A, D și D, C sunt unghiul de 90 de grade. Așa. Astea toate, sunt toate patru unghiuri de 90 de grade. După, D, A și A, B sunt de 90 de grade. Unghiul acela tot de 90 de grade. Toate unghiurile sunt de 90. Toate unghiurile de 90 de grade. Perfect, perfect. Și ce mai puteți spune la dreptul? Puteți vedere ancora. Are două axe de simetrie. Da? Stai. Da. Așa. Da, n-am mai văzut. Cea de-a două axe de simetrie. Două câte două sunt... Laturile două câte două opuse paralele. Paralele. Și egale. Asta e fain. Laturile opuse sunt două câte două paralele și egale. Corect. Corect. E uguale. După fiecare zi este o sac. Ce mai putem spune iar? Mai avem. Ancora. Diagonalele. Diagonalele nu sunt egale.
Nu sunt egale? Ba, dar sunt egale. De fapt, da, sunt egale. Dar diagonale nu formează o axă de simetrie. Da. Asta sunt egale dacă nu formează axă. Și ele se înjumătățesc, copii. Se întâlnesc într-un loc. Da. Într-un loc încât fiecare punct de aici este jumătatea fiecare, da? Da. Punctul de acolo întâlnire. Și făcând diagonalele în dreptunghiului, ne dăm seama unde este jumătatea sa. Unde chiar la punctul acela de întâlnire, axa de simetrie pe acolo trece, da? Da. Deci ducând diagonalele ca să duci cât mai bine axa de simetrie, totul este perfect așa. Bun. Altă figură. Trapez drept. Nu, trebuie mai multă. În triunghi. Hai să vedem. Dacă ajungi și tu, trapezul e al tău. Să vedem ce fel de triunghi ne desenează. Știu eu ce triunghi sunt. Triunghiul e... care are, care au toate la oarecare. Ce înseamnă triunghi oarecare? Adică care toate laturile de dimensiuni diferite. Da. Așa. După triunghi oarecare vine triunghiul echilateral. Ca cu tot, nu cu echilateral. Echi. Cu toate laturile egale. Așa, ce-ai desenat tu? Pare a fi un triunghi echilateral. Cred că da. Și un triunghi obtus unghic care are numai două laturi egale. Nu. Nu, tot unghi se numește ăla, cum se numește triunghi care are două laturi egale? Dreptul unghi. Nu. Obtus. Două laturi egale. Nu, da. Isoscel. Da? Deci triunghiul cu două laturi egale se numește triunghi isoscel. Asta și cu asta sunt egale, da? Triunghi isoscel. Deci, avem triunghi echilateral, triunghi oarecare, iată așa, triunghi oarecare, adică nici o latură nu e egală cu alta. Nu, e posibil. Da? Triunghi, ăsta este triunghi oarecare, triunghi echilateral, triunghi isoscel. Da. După unghiuri avem categorii de triunghiuri. Pot spune că are o axă de simetrie, doar o axă. Cine? De... Cine? Ăsta e echilateral? Da, echilateral. De ce numai unul? Poate fi și așa. Ascund. Partea asta? Nu. Da. Și mai poate să fie și pe partea asta. Da, 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 da. Și deci la asta? Că... La triunghi oarecare nu am nicio axă. A, dar nu axă de simetrie, are o numită 90 de grade. Asta se cheamă triunghi dreptunghic. Aha, și are o lungime de 90 de grade. Dreptunghic. Deci triunghiile sunt după laturi și după unghiuri. Da. După laturi sunt triunghiuri de care oarecare, echilateral, isoscel. Iar după unghiuri avem triunghiul obtuzunghic, iată ăsta, cu unghi mai mare de 90 de grade, obtuzunghic, triunghi dreptunghic și triunghi ascuțitunghic, în care toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade. Da. Un albină. Da. Apele. Așa, deci, atenție multă, acum, o altă figură, mai desenăm ceva? Trapez dreptul, trapez drept, în sfârșit, trapezul meu. Ia să vedem trapezul după care... Dumneavoastră ne-ați învățat, nu știam cum să această figură. Ia să vedem care. Acesta este un trapez. Trapezul drept. Are dreptunghic. Dreptunghic. Da. Are numai două laturi paralele și unghi de 90 de grade. Da, are două. Două unghi de 90 grade, sigur că da. Asta două. Da, două unghi de 90 grade. Așa, dragilor, am făcut o lecție. Ba, nu mai avem. Mai faci tu ce? Figură? Asta era. Paralelogram. Nu-i paralelogram ăsta. Asta-i trapez. Da, un trapez oarecare. Și mai există unul. Asta poate să fie chiar isoscel. Da. Trapezul isoscel în care laturile astea sunt egale, da? Da. Și... Mai există paralelogramul. Nu? Și paralelogramul? Cum arată paralelogramul? Uite-te aici. Asta e figura, da? Paralelogramul. Nu mi-e dat să se înscrie în și o altă figură... Știu eu! Deci, uite, acolo sunt dreptunghiul sau
vine. Așa, hexagonul, da? Hexagonul. Dar depinde, se vede cât era, adică se facă. Octagonul. Octagonul, s-ar putea să facă da. 8 lată, da? Dar nu prea mă cuvice să-l fac. Da, dacă vine așa, te urmă aici. Da. A, câte mi-ai pus? Una, două? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octogonul, da? Iar hexagonul trebuia să punem așa. Da, știu. Da? Da. Și în felul ăsta am fi văd. Și rombul. Ați uitat de rombul? Rombul, da. Deci rombul? Fac eu rombul. Da. Da? Are o astea de simetrie, de fapt ca două. Da. Și... vă mai întreb ceva și cu asta după aia o să ne oprim. Vreau să vă mai întreb următorul lucru. Spuneți-mi voi, da. Găsiți poate numerele de forma 3, A, 3A, 5B, numere de 4 da. Cifre, care să se divide tot da, timpul da, să, la 9. A făcut 9! Așa ne-am dat el? Știu. Da, ne-am făcut toate. Eu ne-am făcut toate. Se vedea. Păi, spune, facem așa. Luăm un nu. Dă-i vreau. Aha. Ia să vezi. Păi, tu te-ai fi și politicos, măi. Că vreau știu unul. Deja știu. Egal. 5, 8, cu 1, 9, cu 10. Și se poate la 9, că... Dar ne-a dat diferit astea, dar nu era așa. A fost altceva. Da, a fost altceva, că nu ține. Și, și, B egal 0 și A egal 1. Iată cum au făcut. Te rog să vorbești. Cum ai reușit? M-am gândit că face 3 cu 5 și mi-a dat 8. Și... Până la 9, până la 9, mai trebuia 1. Și adică A plus B să facă 1, da. A plus B să facă să dea 1. Și care ar fi variante? 0 și 1. Da. Ricky, te rog, pe tine, acum am altă variantă. Ia de pe rând. Da. A, pe rând? 3 cu 5, 8. Trebuie să am un 9 și 1. Poate fi. Dar pe rând. Păi 9 cu 1, 10. Cu 8, 18. A, te gândești la 18 care se împarte da, exact. Da, nu mai vine unul altul după... Așa. Deci am zis o dată. A plus B, deci A plus B cât se facă de data asta? O altă variantă la care te gândești tu, A plus B să facă? A plus B... Să facă 10, nu? Da, 10. 10. Da, și sunt multe variantele, da? Sigur că da. Toate variantele, da. Sigur că da. Păi acum te gândești. Păi eu știu deja. Da. Și B să fie 9. Bun. Așa, trebuie să scriu și invers. Păi da, asta face acum. Ceea ce înseamnă că am două. A egal cu... 9. Nu poți fi. B. Egal cu... Acum eu. Nu? De ce? Nu o lași pe ea? Da, nu, două fiecare. Adică... Hai, te rog. Da, A egal cu... A egal cu 2. B cu 1. Da. 8. Asta am pus să știu. Da? Și... Gândește-te la alta. Gândește-te la alta. Și acum invers. Aici este A egal cu 8 și B egal cu 2. Acum eu. Acum. Da, te rog. A egal cu 3. B egal cu... 7. Da. A egal cu 7 și B egal cu... A egal cu... 4. Și B. Ricky, tu le scrii acum numele aici. Primul număr pe care l-ai găsit este 3. A-ul este 1. 1, 3, 5, 150, 150. Uite că B-ul e 0. A, da, astea sunt variantele. Aici, da? Apoi, 3000, 30, 30, 5, da, 5, 1, da? Scriem toate numele astea care le-am găsit, okay, da? Pus trebuie, adică o serie... Nu, tu scrii așa, pădurea, okay. Că sunt multe de scris.
Așa. Nu, nu. Și B egal cu 5. Și inversul nu, mai. N-are rost, nu? N-are rost. Ca poziție, scrivăm cifra 100. Dar ce, de exemplu, scriem? 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5. Așa, asta este, da. Și ați mai făcut o dată în clasă, dar era cu 2. Da, așa. Deci n-are niciun rost, pentru că nu este aceeași cifră și la A și la B. Și acum, alte perechi de numere care se facă a căror sumă să se divide. Nu mai există. Acum de ce nu mai există? De oameni. De ce nu mai există? De oameni. De ce a fost mai varianta a plus B să facă 1 și a plus B să facă cât a plus B să facă 10? De ce ne v-ați oprit aici? Numai 8 și cu 1 face 9, 10 și 8, 18 sunt parte, dar și 27. Nu există. Cum 27 se poate la 9? Ba nu sunt în variantă. Ba nu, dar de ce 3 cu 5 face 7 și 3 cu 5, 8? Nu mai poate fi. Dar tot se oprește, da. Și... Da. Nu poate să... De ce nu mai am variante? Păi, de ce nu poate fi, de exemplu, aici 3 cu 5, 8, 8 cu 10... Nu știți cum putem afla care este maximul? Nu poate fi 10, poate fi doar până la 9. Asta e, că e cifre. Deci A-ul și B-ul sunt până 9. Da. Și 9 și 9 fac 18. Și 18 cu 8 se face 26. Și nu, deci la 18. Deci atât, n-are rost să ne gândim mai mult de 10. A plus B să fac mai mult de 10, da? Asta a fost foarte important. Dar Noemi, da, foarte tare, te-ai prins bine de exercițiu aici, da? Și atunci, iată, ne-am oprit la cât ne-am oprit? Doar la 10. Foarte frumoase aceste exerciții, pentru că prindem toate variantele. Și ca să te convingi că este o treabă bună, înainte că sunt pasta, nu? Și să vezi că, în adevăr, așa se întâmplă, da? Da, iată că avem aici bucuria de a descoperi astfel de numere. Vreau să găsim toate numerele de tipul 3A5B, care să se dividă la 18. Da, la 18. Cum mă gândiți la numărele astea 9? Foarte simplu. Din 9, 9? Nu? Deja udați probabil. Care se divide și la... Ce zic asta? Păi asta e bună. De ce aia e bună? Pentru că... Nu mă, pentru că... Deci mă sigur 3150 se împarte sigur la 18? Nu! Nu, deoarece nu se împarte la 9. Știu eu care se împarte. Păi, da, 18 îl cuprinde pe 9. 18 îl cuprinde ca divizor pe 9, da? Bun, dar... Dar 9 nu se împarte la 18. Stai, de ce m-ai zis? Deci 3 cu 1. Cel puțin asta, cred că se împarte la 18. Nu se împarte, deoarece 3 cu 5 face 8, 8 cu... 1, 9. 1, 9. 9 împarte la 18? Dar nu este criteriul, decât pentru 9. Tu de spune pare pune, dar cum? Deci 3150 sunt foarte sigur la 18. Hai să vedem. În 31 merge de 2 ori, cred, oare? Nu, deodată. De 2 ori merge? 2, 8, 16, așa scrie un numărție. 2 cu 1, 3. Nu, deci odată. Odată, sigur că da. 10 minus 8, 2 cu 1, merge. 3, merge. 2 minus 1, așa. Merge de... O să 35. 7, 8, mi se pare prea mult. Ceva care se termină cu 5 la sfârșit. Ar putea fi... Hai să vedem, ajutați-mă, că nu știu. Deci cum? Întrebarea este dacă se împarte 135 la 18, cam de câte ori să luăm acolo? Nu știu că de 6 ori. 6 ori, da? 6.
6 ori 8, 8 ori 4 greții. 6 ori 9, da? Numere. Vrea mic, de 7 ori, da? Hai să încercăm 7 ori. De 8, 7, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 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 și 18 în 9 ori, 10 ori, e de 5 ori. De 5 ori? S-a împărțit exact! Vezi că se împărțit exact! Dar care este motivul de s-a împărțit? Eu! Pentru că! 8, 8, 8, mă interesează să-mi explic ca să înțeleg. 18 se împarte la orice număr care a adunat dă un număr. Asta este un divizor al lui 18. Iată, iată, ea se oprește la 3258. La ăsta? Și la ăsta nu? Și acela și acela. De ce? De ce? Deoarece se termine că nu mai e bani. Deoarece se divid la 2 ăsta. Da, se divide. Și 18, noi ne-am asigurat că se împarte la 9, nu fiecare număr. Dar 18 înseamnă 2 ori 9. Da, da. Și deci în 18 2. Este și 2 divizor. Da. Și atunci ne-am asigurat să se divide și la 2. Deci e bine acum. Da. Deci toate numerele pe care le-ai subliniat sunt corecte. Hai să ne convingem, te rog. O pot acum fac eu. Da, te rog. Da. Deci, să zicem. 3258. Da. Împărțit la? 18. La 18. Merge odată? Da. Înainte la împărțirea lui 145, 18, cât am mers? De 6 ori, parcă, nu? De 7. De 7 ori am mers. Da. Acolo de 6 deci ori. Deci mers 6 de 8 ori. De 8 ori? De 6 ori. De 6 ori. De 6 ori. De 6 ori. 6 ori 8. 6 ori 4, 8. O să fiu mâncă acea de grețin. Da. Da. 6 ori 6 și cu 4 ori 10. 6 ori 6 și cu 4 ori 10. 10. Prea puțin. Prea puțin. 8. De 8 ori se pune, da? Am spus eu. A, se pare. Așa. 8. 64. 4. 4. 4. 6. Wow! Cum e? 8. 6. 4. 4. 4. 4. 4. 4. E bun, e perfect, e extraordinar ce ce nu. Da, nimic. Da. Egal. Și coborăm următoarea cifră. Excelent! Bravo, deci le-a subliniat foarte bine, da? Da? Deci observăm că le-a punctat bine pe acelea. Ea știa că toate se împart la 9, dar mai trebuia să se împartă și la 2. Când 18 s-a făcut și 2, divizorul 2, da? Deci asta este esențial de remarcat și acasă, și cu asta ne vom opri, acasă veți face următoarea temă. Să-ți găsească toate numerele de forma 3A5B, care se împart, să se dividă la 6. Să țin minte. La 6, apoi să se dividă, deci ce vei face? Adică toate numerele se divide cu număr par. Nu, în afară de fapt că trebuie să fie par, ca să se divide la 6, se divide la 3 și la 2. La 3 pentru că incorporat aici sunt divizorul 3. 3 și
2. La 3 și la 2. La 2 știm că aici trebuie să fie numere pare, ultima cifră, iar la 3 suma cifrelor trebuie să dea un număr care se bate exact la 3, da? Da. Deci țineți minte pe asta și alte exerciții, să găsim toate numerele care se împartă exact la 15. Deci la 6 și la 15. La 6 și la 15, da. A, vă rog, ca să ținem minte. Da, 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 foarte bine. Zoom. Da. Da. Cu asta am terminat. Ne oprim aici. La revedere, dragilor, și ne vom mai revedea.